Ce facem, mă, patroanca? Patroanca nu dau ca să nu mai arată puțin. Patroana, nu mai fac cu cuțitul astea către noi. Mă auzi? Poți să nu mai faci cu cuțitul astea către noi. Fă-l mai jos. Fă mai jos tu. Mă dă undile, tu tot condițiile ai. Ce condiții? Nu pot, uite, de abii cu mâna. Fac evolutate, trebuie să mă plătească, tati. Păi și? Pentru ei fac asta. Păi te plătesc, dacă ei, dacă cer bani de la noi, plec, eu plec de acasă. Deci? Plec de acasă, părinte, că dacă cer bani. De parte râs. Da, cer bani. Mă, patroană. Da. Și de unde ai învățat tu să faci usturoiul ăsta așa? De la mama mea. Serios? Ia spune-ne și nouă povestea cu mama ta. Da, mama mea, uite, făcea așa. Când făcea mamă la mâncare, eu știu și eu din poveste. Venea toată lumea de mânca la mama mea, nu gătea toate țigăncile ca ea. Da, avea o oală de inox, de aluminiu mare și punea pe foc și venea să ducea tot și mânca la ea. Da? Toți inere, toți nepoți. Da, mă, patroană, dar problema e felul... Făcea mâncare bună, gustoasă. Problema e felul următor. Da. Ea făcea mâncare. Dar când a făcut mâncare și a băgat mâncarea butia cu apă, cum a făcut? Băi, mamă, stai să te spun ce că m-ai întrebat. Mama era țără și uțită la cap. Tatăl meu avea gazici, cum mă avea aici. Și trebuia să dă declarație la poliție până la ora 5. În ziua aia... De ce? Dacă ai zis seara de... Aici nu mai pot. Ce? Nu mai pot câtă mâncă. Pe ce v-ați făcut aici? Ai băgat usturoi aici? Da, băgai usturoi, băgai foi de dafin, băgai rezietă. Sare ai băgat? Băgai. Ai băgat sare în apă sau pe... În apă, în apă, să se topească. A. Uite telefonul tău, mă, trână. Pune-l pe geam, pune-l pe geam. S-am pus clipul, totul merge, totul e ok. Câte minute? 15 minute, dar mă mir că unde te-a lăsat cu oaia la piață. Lasă-ți să-ți ajută Dumnezeu. Păi da, dar ți-a ajută Dumnezeu lui YouTube-ul, patroană. Că YouTube-ul ți l-a dat drumul. YouTube-ul vede că sunt bătrână și eu. A văzut YouTube-ul că ești bătrână și ți-a dat voie la oaie. Eu n-am filmat niciodată oaie în piață. Ei, lasă, acum nu mai vorbi. De ce? Uite așa. Mă, patroană, ce faci acolo? Uite mâna, mă doare. Dar ce faci acolo? Papra asta, mă, lutate și mă doare mâna. Lutate? Da. Tate nu mănâncă pastramă de oaie. Nu mănâncă și ea. Nu mănâncă, doar la micul meu mănâncă. David. David și cocaia al nostru, al altul, butelie. Ioșca. Care am datorii la ea 2 milioane. Doamne, mă doare mâna. A? Patrona, auzi copii, am datorii la ei 2 milioane. Da, dai la copii și pe urmă n-ai... Ție ține-ți dă dacă n-ai. Am, patrona. Am dat 1 milion de la mine, sunt cel de la Alin. Ia să vedem, o prieteni. A, patrona, pentru dacă ai dat 1 milion de la tine, trebuie să-l cer de la Alin. Da. Uite, patron, am bani. Am datorii, am bani câteva milioane. Uite. Alex! Duce să-mi iau un parte de piper să mai bag aici. Păi nu e, n-am venit. Ia uitați că am bani, mă, prieten. Am bani, am cardul. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nu, mamă, dă și mie că la Rino plăteai chirie. Plăteai chirie 500 și 600. Am 29, hai zi 30 de milioane și cu sutele astea. Plăteai chirie la Rino. Da? Deci că a pus bani în pozunar că nu mai plăteai chirie. Da, patroane, acum ai dreptate tu, stau bani în pozunar. Păi da. Alex! Vino încoace să te duci să-i rup patrona ceva, te duci? Haide și ție și ție, vrei?
Hai că-ți dau să-ți iei și ție și iei și lui patrona ceva. Ce-ți iei? Două patete de piper măcinat. Două patete de piper măcinat. E 10 lei, da? Stai să văd. Stai așa. Și ție ce trebuie să-ți iei? Nu știu. Ha? Nu știu. Stai, pune asta acolo așa. Na, ia și ție. Uite, am pe ăștia 2 lei. Hai, ia și ție, uite, ia-ți pe ăștia 20 de lei. Să ia și lui ăla, dinuntru. Nu, care dinuntru, lui butelie? Și ăștia 2 lei mi-i țin mie, mi-i țin. A, nu, nu, ăștia. A, ăștia mi-i țin mie 2 lei, da? Doar 2 lei. Hai, ia-i și pe ăștia, ia-i, Alex. Ia 20 de lei. Hai, ia-i și pe ăștia 2 lei. Na, ia două pachete de piper și restul să rămâne ție. Și ia, ăștia nu mai trebuie. Ia lui butelie ceva. Ia din ăștia 2 lei. Da. Nu, ia din ăștia. Ia, ce se iau lui Butelie? Butelie, e o prăjiturică ceva. O prăjiturică ceva cu 2-3 lei și ia și ție ce vrei tu. Iei tu pe ea 20 de lei, da? Hai, ok, Alex. Patronă. Mamă, ce mă doare mâna. Alex e cel mai cu minte, băiat. Da. Serios. Uite, mă doare mâna, nu mai pot că te-am mâncă la... Haide-i, patronă, mai repede să punem pastrama. Cât îi pună la pastrama asta. Auzi, patronă? O pui așa în lighean și când o asvânți? Hai. Când o pui la fumat? Eu la... nu mai se fumează, tate. La uscat. Tate s-o pună. Ar trebui să o pun acum. Bă, patroane, nu mai zi de tate, că tate s-a învățat cu noi, ai văzut că s-a obișnuit. Da, mă ajută. Păi, dar serios, dar s-a obișnuit cu noi, cu tată șata. Mă ajută, tate. Pe bune, vezi, Georgiana nu s-a învățat cu noi, s-a fugit repede. Ăsta care fetele, mamă, cerea fetele la restaurant să mănâncă. Lasă, nu mai vorbi de fete, patronă, taci, că sunt nepoatele mele. Se pleacă în vacanță, poate că vine la noi. Cine? Ia, m-a văzut la filmare. Serios? Da, poate vine în vacanță. Păi, mamă, ce e aici? Ce e aici, patronă? Dar spune aici ca să știe și lumea ce ai pus. Ia. Patronă. Mamă, Doamne. Adică bunătate. Asta vine cum vine la macerat, prieten. Ați bunătate, înțeles? Bunătate, m-a dus să mai ia apă. Bă, patronă. Săpuțără albinele. Pă, o dizol, patronă, în apă. Băi, prieten, iară patronă, auzi, să duce să mai ia apă. V-am vrut să vă arăt și vouă cum face patroana pastrama, prieteni. Eu chiar zic că merită să vedeți, să luați și voi o oaie. Butelie! Băi, Oșca! Cine e acolo? Cine e acolo, Oșca? Ia să vedem pe Oșca, prieteni. Cine e acolo? Ascultă, am dat 2 lei la Alex să-ți cumpere ceva. Să vezi ce fac el acum. Să vedeți, prieteni. Ioșca! Salut, Ioșca! Ascultă-mă, din 2 milioane s-au făcut 2 lei. Ba nu, leule, din 2 milioane s-au făcut 2 lei de aia pe TikTok. Vrei 2 lei pe TikTok? Nu, nu vrei. Auzi, auzi și la mine. Dă-mi bani și mie. N-am mai cărma la jave acum. Mă faci... Da, ți le dau, nu mă fă de râs. Că aud oamenii, toată țara la noi. Că am datorie la tine 2 lei, dar 2 lei de aia, cât am? Da, 2 lei, 2 lei. Nu, 200, 200. 200. 2 milioane, da? 2 milioane avem datorie la el, prieteni. Adică 200 de lei. Deci, prieteni, avem datorie la nepotul meu, la Butelioșca. Ai luat? Ce-ai luat și lui Leo? Aaa, uite, Leule, ce ți-a venit. Ce? Restul. Nu, nu, restul e al tău. Bă, am zis că ți-l dau ție. Nu, ți-l dau ție, gata, lasă-i. Cine-i tu? O prăjitură, dă-mi și mie de la Ioșca. Ce-i asta, napolitană? Gata, e bine, Oreo biscuit. Unde e Ioșca? A plecat. Piperul unde e? Dă-l încoace că-l duc eu la patroană. Gata, mersi, Alex. Prieteni, am venit aici acum la patroana. Uite, Ioșca, unde a ajuns cu motoreta aia.
Patrona, ce faci, patrona? Acum bagă carne la dos pit, prieteni. Vedeți și voi? A dat de piperul. Vedeți piperul? Bagă carne la dos pit, prieteni. Deci amestecă, patrona, dar zile la lume ca să știe ce ai băgat. Piper de toate am băgat. Păi de toate, spune la oameni ce ai băgat de toate. Am băgat, apoi uite ce să fac, altă dată nu, ne greșe, dar n-ai ce să faci. Dar nu zici ce ai pus. Piper am băgat prea mult. Stai așa, ce ai băgat, piper? Prea mult, da. Ce piper, sare? Da, sare, usturoi, foi de dafin. Da? Da. Haide, dă-i bătaie, patrona. A, patrona, dar nu arunca așa, că uite sare pe masă. Bă, patrone, ai băgat apă prea multă. Lasă că știi de ce fac. Da? Dar câte zile lăsăm așa la macerat? O, ia Alin de seară, gata. Până de seară, da? Da. Face grătarul Alin, nu? Acolo. Patrone, am văzut că te-a chemat ieri Anca la masă, s-a uitat 20.000 de oameni. Da, s-a uitat multă lume. Da. Dar eu n-am fost la masă acolo, unde ai fost? Am mâncat o căniță, am mâncat o căniță. Am fost și eu la masă acolo, la grătar. Nu la tocăniță. Mie nu mi-a dat tocăniță. Mie mi-a dat tocăniță și am mâncat orez. Bă, ți-a trimis. Bă, patrona, dar dai prea arunci pe jos, pe aici. Păi, patrona, ia asta de aici, că ne faci de râs. Lasă ca mizerie acolo, pe ce să fac, fac una la urmă. Păi, patrona, ia și asta de aici. Uite, ia asta. Mă, mă lași? Ia hai, hai să le ia. Nu. Ia-le și bagă-le aici, ca să le bagi... Cu cum să le bag aici? Da. Doamne, bă, tu ești urban. Să miroase usturoi. Mă lași în pace, că facem cura la urmă. Uite coada asta, să o pun Alin pe el. E prea mare. Las-o așa mare, să filmează și el. Aia, trebuie coada să... o mănâncă. Să filmeze? Trebuie să filmează și el, Alin. Ce să filmează? Oaia asta. A, să filmeze oaia. Am înțeles, patron. Uite, că el a dat banii pe ea. Eu, da. Eu am făcut toate, uite ăștia, vezi? Toate oasele, nu le-am aruncat. Vedeți, prieten, pastramă de oaie, prieten, pregătită de patroana. Bă, prieten, vreau să fac un restaurant la București, prieten, să ne pregătească patroana. Dar nu știu cât o mai trăi patroana, prieten. Să tot scoabe, mă rogi, coabile sunt bolnavă. Nu, patroană, să mă ierte Dumnezeu. Dar eu aș vrea să trăiești 100 de ani ca să fac un restaurant cu bucătăreață patroană. Dacă mor, eu ai rămas sărac. Uite, a venit noră ta, patroană. Umbră, să plimbă prin oraș de azi. Adică fosta noră. Să plimbă de azi dimineață. De azi dimineață să plimbă? Ai zice lumea că muncește Anca. Mă tură o bătărie aia ei. Bă, patron, ai făcut aici cam în mizerie, patron. Am făcut în mizerie. Ce? Sunt cocoană? Dar sunt țigancă. Dar de ce noi țiganii mâncăm de așa? Sunt țigancă, țărancă. Dar noi țiganii nu mâncăm ca la restaurant. Ei, mâncăm stele. Ca la restaurant. Păi, patron, am găsit și eu niște fete care fetele alea nu mănâncă ca noi așa. Du-te la restaurant cu ele. Să facem la ceaun. Uite, mă mâncare albinele, veniră pe mine. Uite. Mamă, veniră albinele. Și albinele la prastamă. Venirea și albinele să mănânce la pastrama. Da. Vedeți, prieteni, pastrama de oaie. Ăsta, patronul, vrea mersiu. Ăsta cerea bunicul tău să certa cu mine ăla tata lui tata, lui socul meu. Da, de ce? Să nu-l arunc. Păi nici eu nu vreau să-l arunci. Mie îmi place seul ăsta. Și-l fijea pe cărbun. Dar, patroană, astăzi mai mănânc eu și de luni țin regim, patroană. Gata, da, de luni țin. Acum mănânc de astăzi, că mănânc și o pastramă, prieten. Tot așa spui, că ții pastramă și beau o sticlă de vin. O să mă duc să cumpăr o sticlă de vin, patroană, roșu. Ei. Îl sun pe Fane acum. Murgulei, haide, adu damigiana de vin, frate. Acum ți-o aduc. Acum să aduci damigiana de vin, că merge cu pastramă și must, merge. Hai, Fane, vreau... Anca, ce faci? O vedeți? Anca, vino să faci pastrama. Vino să faci pastrama, serios. Leule, du-te la babă ta, cheamă încoa. Cheamă încoa. Hai, du-te și cheamă, că dau.
nu vrea să vină la noi prieteni. Patronă, dar apa asta nu o bagi peste ea? Da. Ha? De ce? Și o pui acum așa la macerat. Dar sarea se bagă în apă, deci nu se bagă în ea. Da, ca să topească, să intră în ea. Am înțeles. Doamne, mă doare și mâinile și tot. Ia vedeți, mă, prieten, cum a ieșit pastrama asta. Îmi vine să o mănânc crudă, mă, prieten. Uitați și cum e grasă și la grătar merge. Forța lui Zoare, prieten, merge. Nu-i convine lui Alin să mă plătească că i-am făcut prastama. Bă, patru, lasă cu prada, că îți dau eu bani la, banii la sfârșitul lumii. De ce? Voi sunteți cu banii mei. Îți dau prada la sfârșitul lumii. Eu cu banii mei. La lumii îți dau banii. La lumii îmi dai. Tu le dăteai la Rino acolo. La Rin mă dădeam la fiecare lună, la sfârșitul lunii. La acolo le dădeam la sfârșitul lunii. Doar la ție îți dau banii la sfârșitul lunii. Da. Ia vedeți, mă, prieten, ce a ieșit pastrama asta. A ieșit ia tava. Hai, cheamă încoace pe Anca, că-ți dau banii, hai. Gata. Gata? Gata. Mamă, e gata pastrama, prieteni, și unde o lași patrona? Acum să vezi și tu unde o las, ia trage de aici. Da, o lași aici? Facem curat acum. O lași aici? Da, pe cine o rădică? Ia tava aia. Să scoală Alin, gata. Gata, prieteni, a intrat pastrama la dospit. Gata cu pastrama, când se scoală Alin, pregătim grătarul și dăm cu ea la grătar. O să vedeți pe contul de YouTube al lui Alin mai departe cu grătarul ce facem. Și vine și Anca, că cheamă ăsta Mico. Ia spune ăsta Mico, declară și tu aici. Vine, mami, mă, Anca, vine? Vine, papu, de da, vede prețea. Rămân la Javiehu. Să ce-o zis de canalul de mandu, dar de mai... O, dar dicta că rămân la Javiehu. Gata, prieten. I-am dat 150.000 pe ăștia, teamă să mănâncă și el. 150.000 am dat patru, astăzi. Ce sunt astea? Ia vezi ce sunt. Sunt alea, patroană, mure, afine. Da. Patroană, sunt zmeură, dar zmeura nu-i tot. Leule, vino să mănânci și ți-a luat patroana, zmeură. Hai că-ți dau zmeură, vii? Uitați, aruncă mizeria patrona pe aici, pe deasupra pietrei. Patrona, dar nu dai alea să mănânc eu? Care? Alea. Ăștia trebuie făcute, vezi? Mațele? Păi da. Altă muncă pe ele. Vezi, așa se facă. Dar cum ți-e de-ai tu ce fac înainte eu? Curat. Ai făcut bine? Păi da. Gata, patroana, mâncați în ura, eu? Prieteni, Leuțu vrea datoria de la mine 200 de lei. Uitați aici de patroana. Și a trebuit la pompă să mă duc să le fac. Lasă, patroana, nu le mai fac. Nu mai le fac, cum să nu le fac? Ha? Le fac. Da, prieteni, noapte bună, patroana, ne vedem de seară la pastramă. Da.